Ne vedem de nou un tricou foarte interesant tricou. Este foarte interesant. Este tricou neveste, nu e al meu. M-am îmbrăcat și eu cu ce am găsit la grabă pe acolo, pe în casă. Noi nu ținem cont unul la altul. Ea cu ale mele, eu cu ale ei. Mai mult eu cu ale ei decât ea cu ale mele, că eu nu prea am. Ea are mai multe. Are mai multe ca tine. Da. Deci, n-am, dăm tu. Așa se numește. Îi mai cumperi tu sau? Îi mai cumpăr și eu, mai și primește. Uite ce bine vine, uite. Și florile. Vezi că e roșu culoarea ta? Da, bineînțeles. Nu. N-am. Bun. Artur, începusem noi un subiect mai de mult cu tatăl tău. Da. Din cauza că... Poțul de găini. Poțul de găini. Păi dacă asta a făcut... Eu spui realitatea. Mie îmi place omului să spui pe față. Să spui lucrurile pe nume. El s-a ocupat cu asta, că lui i-a mers. Asta s-a căutat pe timp. Mi-aduc amintea. Că cu începe răzmelița și cer cu balamucul ăsta n-a fost nimic. Mi-aduc amintea acum. Că am mers acolo așa, nu mai dau nume acum. Unde că, nu că nu vă sună nimeni. Nu mai dau nume de alt post, știți? Acolo, știți, ne-am fost noi. Că știți unde, știe toată lumea. Și zice, îi zicea Mădălin Onescu, și cum, câte case a dărâmat ar? Și ăla șmechea, știi? Câte case? Păi a dărâmat două case. A fost prost, că aia a fost porumbar, că s-a fost asta, dacă nu mai are ținere de minte, să ducă dracu, o să-și aștea lecitină, de ținere de minte. Și de-a el, când i-a luat găinile lui Unchiu Tudorică, Dumnezeu să-l ierte, i-a zis Unchiu Tudorică, mă, nu mai îmi lua, mă, și ultima găină, mă, și ultima găină care după ouă, nici n-a băgat săracă găină să ouă. Și pe urmă ce mă, nu mai îmi lua, și s-a săturat și ăsta, la un moment dat, și a chemat pe domnul Pârjol, care era șef de post pe timpul atunci. Acum și dânsul s-a pocăit, știi? Bine, omul și-a făcut serviciu, datoria. A venit doamna secretară de la primărie, l-a găsit dimineața cu găinile în șifonier. Că el n-a putut să se scoale dimineața la 5 când pleca mașina Schelly. Să ducă găinile să le vândă, știți? Găinile. Și l-a găsit acolo. Și a târnat găinile de gât toate și curcanii. După masa, la ora 2, după ce s-a dus ăștia și a băut bine. Polițaiul și cu secretarul cu ăștia a băut și a mâncat bine la Unchiu Tudorică. După aia, giftuiți mangă de acolo, aveți și a agățat lui ăsta găinile de gât. Și l-a pus de roata monumentului la rotare acolo. După masa la ora 2, când treceau minerii de la mine, de sus, în schimb. Și l-a pus să strige cine o mai face ca mine, ca mine să pățească. Ei, aici e o poveste lungă, că era una tantinina care, săraca așa, s-a murit, Dumnezeu să o ierte. Asta a stat cu taicăsul lui, după ce l-a lăsat mamaie pe taicăsul, l-a luat aia, știți? Pe aia a dat afară de în casă, că a avut și aia drept acolo, a dat afară de în casă, ca să poată să dărâme casă. Și atunci ce se mai miră de mine că de ce am dărâmat casă? Am făcut și eu ce a zis el. Decât că eu, ce n-am făcut? Că n-am luat găini. E târziu sau? Nu, nu fac chestia. Nu, că treci pe lângă găini, așa nu, nu ai nicio... Nu, că mie nu prea îmi place carne de găină. Am glumit, nu am... Niciouăle. Am glumit. Nu-ți gătește Ramona? Ba da, da, eu nu mănânc, nu prea mănânc găină. Nu prea mănânc. Nu, vedeți, nu am să vă găină, am eu pe bătătă. La capitolul gătit, ce mai faceți? Cu ce mai... Avem barabule, rubeniță. Pentru neștiutorii care nu știe barăbulele cartofi, rubenița-i pepenile. Și vreau să fac un apel și eu la toți fanii mei care se uită pe, la televizor și pe YouTube. Să nu mai... Cei care vor să facă comentarii, de exemplu, că am înțeles că au făcut unii comentarii despre Ramona, că bă, învață să învețe pe Ramona că să taie iarbă din curte și să nu mai... nu să învețe să instaleze antene satelit, o găsește curentată. Așa ziceau? Da, am găsit comentarii pe telefon, mi-a arătat cineva. Și atâta vreau să le spun, să-și vadă fiecare de treaba lor și pentru că ei probabil că vor fi atât de inculți că dacă îi pui să monteze o antenă satelit, habar n-are de proști ce sunt, că nici nu știe cum să o bage în semnal. Le-o scos și scoase rămâne. Așa că să-și vadă dracului de treaba lor fiecare, că dacă încep să comentez despre ei că sunt niște analfabeti, că habar n-are câte unii nici nu știe să scrie. Unde e A și C? La mâncare a fost foame probabil când a făcut... Cum au scris sau ce greșit? Zice... Înațu, pe Amona, așa scrie acum, Înațu, pe Amona, să nu mai instaleze antene satelit, să taie iarba din ute, nu să zică din curte, atâta prost, încă pe câși pe l-a mâncat, le-a fost foame. Dacă nu a fi avut săraci și să mănânce, să vie la mine, că uite, le dau cartofi, uite, le prăjesc pe alea cu sobă. Nu lași pe nimeni să se ia de Ramona, nu? E... Nu, fac moarte de om. Că tot așa mai e câte cineva și pe satul ăsta care... Mulți care zice că, a, de ce vine Răzvan, de ce vine să-l ajute ăla, de ce vine... Să-ți vază, dracu, fiecare treaba lor, că eu n-am treabă cu nimeni. Eu am treabă cu mine și dacă vin, eu să filmez la mine în curte, nu vin să filmez la ei. Am avut noi problema aia cu mexicanul care... Am avut-o că ne-a făcut-o de câtă bună, domnul mexicanul. Și mie și dumneavoastră.
Că a început să lumea să vină să ia de mine, că de ce s-a filmat la mine aici? Păi ce zic, m-am pomenit, zic, cu el în curte, ne-am pus-o pe Ramona Martor. Uite, e Ramona Martor. Eu filmam, zic, cu domnul Răzvan, de treaba mea, de antenele mele, și ne-am pomenit brusc cu el în curte, cu mexicanul. Și eu, să-l dai afară, ieșea balamuc dacă le dai, ne vezi ce urla, ce striga. Dar acum nu mai, acum dacă o fi vreodată și vrea să mai filmați cu el, îl luați și faceți la el acasă acolo. Aici vin, în față, la tine. Nu, că nu vă priviesc, chem televiziune.